Un grup de rezerviști, membri ai Asociației Naționale a Militarilor în Rezervă și în Retragere din județul Iași, au vizitat locurile istorice din raionul Orhei. După ce au fost la Bălți, Soroca și Florești, militarii au vizitat cimitirile din satul Tabăra și Nicolaeuca din raionul Orhei, unde sunt înmormântați peste 500 de ostași și ofițeri români. Veteranii armate române din județul Iași au venit la Orhei la invitația Ligii Veteranilor Forțelor Armate din Republica Moldova. Noi nu am cunoscut decât pe hartă până în zilele astea unde este Nistru. Cât am fost în școlile militare, școlile superioare militare românești, am întocmit hărți ca ofițer de stat major și nu aveam voie să ne uităm spre est. De data aceasta, în aceste trei zile, am călcat cu piciorul în malul drept al râului Nistru. Este o satisfacție. Mai mult, în rândul nostru, avem colegi a căror părinți s-au jertfit prin zonele acestea în cel de-al doilea război mondial. Au fost în vizită la cimitirul militar armate române din Tabra, unde sunt înmormântați peste 500 de ostași și ofițeri armate române, și la cimitirul onorific din satul Nicolaeuca, unde sunt înmormântați 47 de ostași și ofițeri armate române. Le mulțumim tuturor celor care și-au adus contribuția la această vizită. Frații, copiii și rudele celor care au căzut în 14 iulie 1941 în luptele de pe teritoriul județului Orhei spun cu lacrimi în ochi că trăiesc sentimente deosebite, pentru că au călcat prima dată pe locurile unde au călcat cândva părinții lor. Câtă satisfacție există pentru un tânăr care vine pe aceste meleaguri, în care știe că tatăl lui s-a prăpădit aici. Deci nutrim niște sentimente deosebite și în același timp, astăzi, am participat alături de omologii noștri locali la o comemorare a celor care au căzut în războiul nedrept din Transnistria. S-a sărbătorit 20 de ani, am fost alături. În ăștia 20 de ani și cadrele militare din România, din armata română, au suferit alături de familiile acestora pentru victimele care au fost. Noi colaborăm de câțiva ani de zile cu organizația de la București și 4 ani de zile în urmă am făcut conștiință cu filiala de la Iași. Ne-am împrietenit, fiindcă la militare aceeași vedere, aceeași părere, aceeași mentalitate și noi nu avem ce împărți și noi repede ne-am înțeles. Noi am trecut, am fost o vizită în România și anul este vizitat la noi și am hotărât să le arăt ceea ce aveam. I-am dus la Bălți, la Soroca, la Căsăuț, la Saharna, la Florești, acum la Orhei, vrem să arătăm meleagurile voastre și totuși să înțeleg că Moldova are ceva frumos. Militarii în rezervă din România s-au aflat pentru prima oară în Moldova, în urma unei colaborări timp de 4 ani între organizațiile de militari din România și Republica Moldova. Potrivit datelor deținute până în prezent de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor din România, peste 6.000 de militari români căzuți în al doilea război mondial au fost înhumați pe teritoriul Republicii Moldova.